Bine ați venit la Stax de iarnă, a treia expediție. Noi am numit-o așa generic Winter Fun Camp, numărul 3. Am promis anul trecut că stăm 3 nopți, n-a fost să fie, nu ne-am simțit pregătiți, chiar dacă acum, când strângem lucrurile, stau cu totul și cu totul altfel. Ce o să vedeți în episod? O să vedeți un convoi de 20 de mașini, lucru foarte greu de controlat și de mers și de atenția de a nu te opri în zone care pot fi periculoase pentru 15 mașini în spate. Am învățat lucruri noi. Ce vedeți în spate este trecerea prin râu pe care noi am considerat o floare la ureche. Vă aduceți aminte din episodul trecut, am dat cercuri aici, am stat, am băut cafea dimineață pe râu, s-a spart gheața, a fost mărul discordiei, jeepul a rămas în mijlocul râului, ne-am separat pentru prima noapte, am fost tabăra A versus tabăra B, tot felul de discuții, dar mai învățăm din asta tehnici de recuperare din râu, ce fel de șufă să folosim, cum să folosim, cum să o prindem, să nu iasă de pe cârlig, ce mașini, cu ce roți, ce avantaje, suspensii și tot felul de lucruri de la an la an, din ce în ce mai mulți, gașca se mărește, lucru care, v-am spus, nu este cel mai mare avantaj când mergeți foarte multe mașini în coloană. Eu cred că o să fie foarte interesant ce o să vedeți mai departe și ne vedem la anul 3 nopți, 100%. Am zis-o ca să fie zisă. Se oprește în panta aici. Ești pe gheață acum. Se duce. Gata, ești pe râu. 15 cm. Gheață la mă. Să mergem, să mergem, puteți să mergem. Vezi că fața nu-i sparge gheața? Dar acum mai spart, o trece oricine. Asta trecem. Așteptăm să știu față mașină. Ține urmele, nu se... Problema, că este zăpada foarte, foarte mare și băieții ăștia care au trecut, adică nu e foarte mare, este până un pic peste genunchi și băieții ăștia care au trecut au spus că e și apa mare în râu, că nu e înghețat și uite așa s-au curățat mașinile pe dedesubt. Da, mai dăm pe aici că e singura variantă, n-avem ce să facem altceva. Doar înainte. Nu treci? Nu. Da, se mai duce din asta, dar ideea e că următoarea mașină trebuia să treacă acum, știi ce zic? Nu, că pleacă toată gheața la vale. Acolo e banică. Poteca asta. Da, rămâi acolo până pleacă jeep-ul. Ia uite. Nu are nimic. Nu e apa mare. Cine conduce? Penciu. Penciu? Cum ai lăsat asta aici? Ai lăsat aici? Intenționat? Vă uitați puțin să spuneți! Doar că a rămas cu el singur. Nu e zicul acolo pe undeva de gheață. Gerul lui dracu. Acolo! Dobrescule! Acolo unde e el! Ce să faci? Păi da, acum ai zis petroliu? Păi oprește-te, oprește-te! Nu ce, am zis, am schimbat frumos. Mă rog că nu eram cu... Eu mă schimba și mă exact și mă uit. Poți să-mi întreb roțile? Dar m-am schimbat cu niște termici. Grasule, dacă nu dă cu spatele, nu are cum să treacă acolo. Nu are cum să treacă. Hai! Ia și eu vârfenderul lui Bix. Pune-l sus pe ruga. Uite Bix, vreau vârfenderul, ia! Sau puteți să-l păstrați, dar nu e de Facebook. Hai! Șor! 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 E destulă! E destulă! E destulă! E destulă, ești normal că e ok! Normal! Du-te! Du-te! Opa! Opa! Bine, bine, șupa la tine acolo! pedalul pe revers. Să mai întingi un pic, mai trebuie întinsă ca să fie asigurat aici. Să nu sară după cui. Trage de șupă la tine, Cristi. Asta fac. Din intențiune. Nu pot, hai să alergi. Se pornește baba în invers. Ce? Baba în invers. Gata, am legat? Da. Am băgat. E gata? Ia stați, lasă telefonul. Stai pe stație, zic că ești gata. Gata. Dai, dai, gaz, 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 dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, dai. Sfârșitul zilei 1, e 10 seara, ne-am campat așa la marginea drumului Poieniței din primul an. N-am reușit, o parte, 7 mașini au reușit să treacă. În sfârșit am ales varianta de drumul mai ușoară pe asfalt, pentru că anul ăsta am avut un convoi de 20 de mașini, am renunțat la tabla buții, veșnica tabla buții, și am mers pe asfalt și chiar și așa am întâmpinat mari probleme cu câteva urcări unde ne-am troliat, am chemat TAF-ul, vorba aia, am apăsat butonul roșu și am ajuns la râu care, spre surprinderea noastră, era dezghețat. Am trecut mașinile, ne-am răzgândit, n-am mai trecut, a rămas Jeep-ul în apă, a rămas Discovery în apă, am rămas fără baterie, a fost haos total. Am reușit să mâncăm ceva, niște fasole cu cârnați și ninge frumos în seara asta. Suntem tabere separate, deja ne vorbim ce ori face ăia mâine dimineață, sortezi, nu sortezi, le spargem cauciucurile, mergem peste ei și probabil mâine facem ceva interesant. Adică sigur facem ceva interesant, sigur, sigur. Desfac EcoFlow. Da, mă, este o baterie portabilă. Bine, o bateriuță. Portabiluță, care are pe partea asta niște sloturi de încărcare. E prima oară când o văd. Ne arată că este 100%, ține 99 de ore. Așa, cred că în standby. Și are 4 porturi de USB, USB-A, USB-C. Nu știu ce face aici, press and hold, dar avem mulți vazi de curent aici. Aici putem să încărcăm. Oh my god, oh my god. Are aici niște... A, aici o încărcăm pe ea. Ok. Oh, oh my god. Mai avem și aici niște prize normale de 2,20 AC on-off. Și aici un încărcător de brichetă. Deci putem să încărcăm tot felul de telefoane și tot felul de baterii, în așa fel încât Marius să nu mai rămână fără baterie când rămâne Jeep-ul în râu. Dar nu-i problemă că am filmat eu. El n-a vrut să filmeze nici când am schimbat furtunul de motorină, nici când a rămas Jeep-ul în râu. A rămas fără baterie, așa e. Când vorba aia, tu editezi, tu tai, tu filmezi, tu pui ce vrei. Dar nu-i problemă, noi suntem aici să vă relatăm realitatea de la fața locului. Această baterie vine și cu un panou solar pe care noi îl avem acum și o să-l și montăm la un moment dat. Chiar dacă este foarte norat, vedem cât poate să încarce cu el. Și în rest vă urăm succes, nici nu e grea. Da, nu e grea, e ok. N-are nimic. Deci voi ziceți că nu pornește, a? Nu știți? A, mă, ce dreac. A, după ce? Da, mă, da, le las, uite. Îți calci și frâna? Nu, trebuie. Mai lasă, mai dai așa un pic. Trage capota. Nu lăsa. Ține un pic să... E Jeep Power, mă, frate. Nu știu de ce vă faceți problemele astea. Hei, experiența de la Vivi când a pornit. Hai, mă, ce dracu. E prima oară când pornește la fric. Haide, mă, ce... Și uite, bă, ce probleme își făceau băieții ăștia. Tot înainte merg? Dreapta. Dreapta? Yes. Ah, dar așa e drumul, bănuiesc. Da, da, da. Dă-te în trenuleț. Da, e ce frumos, trenuleț, fac băieții. Uite, mă, aici, aici, nu cred. Păi nu văd mașina lui... Mai în față, e mai în față. Aici e loftul. Ah, aici e loftul. Da, loft comandou, așa se numește. Oh, 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 oh. O sună mâța. O facem și pe asta. Să vezi frigul naibii acum, ce o să pățim, dar asta este. Aute frumusețe aici. Și va fi vremea superbă. La noi în Poieniță erau minus 2 grade aici, cred că e puțin mai frig pentru că bate vântul. Îi așteptăm și pe restul de băieți. Și vedem ce putem să filmăm de pe chestiile astea. Sunt mai echipat astăzi. Puțin mai echipat. Trebuia să-mi iau costumul de schi, dar am zis, hai, dă-mă, că merge așa, să fiu mai lejer. Ține-te, dobretule! Și aglomerat pe drum, vorba aceea. Frumos! Super! Ce zici? Așa se încing băieții și se dau cu șerila în sus. Am rămas acolo, s-au încins de s-au răcit. Ai ieșit un cap, dar tu poți să o mobili, ești nebun? O, e mare, mă, tată. Nu e mai apoastă, nu merge. Cum ai dat o grămadă. Stai ușor, să venim mai mulți, mă, frate, nu te chinui singur, că te obosești degeaba. Dacă mă întreabă vreun acasă ce m-a lăsat să conduc, uite. Uite, vezi? Bagă-te pe partea asta, urcă-te pe partea asta, unul. Să stea pe partea asta. E mare, mă, zăpadă. O să iau ușor așa. Weekendul acesta a fost plin de recuperări. Plin de recuperări. Ok? De? Hai să-l mai trag o dată, să facem loc. Nu! Mă trag, și a fost șanță. Eu zic că să-ți bate cu dronul încet. Dronul încet, el să dea ușor din roți. Ca să acați. Îl mai trag o dată încoace. Nu, eu îl trag în față cu dronul. Cât loc are în față? Are 2 metri. Până unde să-mi... Deci faia, luăm jeep-ul, punem troliu de el și putem să legăm jeep-ul de copac cu cinetica, da? Nu cred. Asta n-am filmat, știi? Doar că merge jeep-ul, când rămâne nu filmez niciodată. Uite, băieți ăștia aici se uită pe YouTube și ce face? Stătea pe loc. Păi nu, mă, că nu, a rămas în râu aseară și n-a filmat. A rămas fără baterie, de-astea. Tot felul de scuze de-astea. Ce să facem? Influențează lumea să-și cumpere toți jeep-ii, ești nebun? Să se nenorocească tot. După distracție, vezi? Ține, mă, păi n-am pus-o noi? Păi ia, vezi că am pus-o noi, uite acolo. S-a tras să leagă, s-a așezat. Așa trebuie să așezat, în primul. Păi nu, trebuie să o legăm de dincolo. De care dincolo? De un copac, am adus. Uite gheața asta, ce aici? Ce mânci în mine, mă? Te-ai mișcat, îl pui în mine. Dă-i ușor așa să tragă. Mâță, dă-te de acolo, că oricum nu o să tragă decât până aici o să înceapă să o scoată. Nu așa, dă-i continuu. Păi de asta? Dă-i. Dă-i din rost. Bă, Dani, nu mai trage așa, mă. Dă-i, trage. Poate, dar să-i dea un pic. Dar vreau să-i dea din roți un pic. Când ajunge aici o să-l scoată. Dar să-i dea un pic din roți. Dă-i mai tare din roți. Nu face altceva decât să-l aduc acolo. N-are nimic, când ajunge aici îl trage. Da, dar combinează asta. N-are nimic. Acum o să-l trage. Lasă-o să vină mai încoace. Dă-i. Dă-i, că aproape ai ieșit aici. Dă-i. Dă-i, nu lăsa. Nu lăsa. Bun. Mai tragi un pic, că mai merge. Da? Suflă. Auzi, mă, dar dacă... Dani. Mă. Dani, nu putem să-l agățăm, mă, din nou cu ăla? Putem, dar încercăm cu asta. La roțile din spate, care e blocant. Are blocant? Da, atunci pune pe spate, dăm coace. Gata, două, dăm. Două am și scos. Două, mă, n-are rost. Două am și scos. Asta a zis, ok, mai legat în spate. Trebuie să sapi până îi dai, ajungi la roată. Nu. Doar să-i înfigi acolo, la roată. Sapă. Hopa, nu lăsa mai mult. Bun, stai un pic. Dă-te la o parte, mâță. Dă-te de acolo. Stai un pic, hai. Dă-i, că ai ieșit, dă-i, hai. Gata. 25 de milioane. Și-au făcut banii, ești nebun? Cât suntem aici? Hai, nu ne lăsa să trecem, să treacă și ăla și să trecem și noi. Nu. Nu. Nu vă lăsăm. Atât de simplu. Hai. Mă gândeam că voi, dacă treceați aici și vedeați pe băieții ăștia în șanț, făceați același lucru ca și noi, nu? Voi. Se? Mă gândesc. Păi ia sună, hai că eu controlul de pe el, fii atent. Eu controlul de pe el acum. Sună la TAF. Sună la TAF, hai. Hai, frate, n-am zis cu răutate. Nici o răutate, dar știi cum e? Eu mă țin să spun niște oameni care au crescut în șanț că vrei să treci cu Sania. Și îmi zici mie, nu te dai să treci cu Sania? Cu roțile ușor. Ca să urce pe el. Cu roțile pe asta, da? Da, mă. Hai, Dani, ești gata? Mas, practic, ideea e că ăla de acolo de jos, din dreapta, să se urce încet, să se urce botul. În momentul în care a scăpat botul, e mai simplu de spus. Da. Deci aveți grijă să urce roata pe Maxtrax, da? Hai! Hai, ușor! Ușor din troliu și ușor din roți. Ușor din roți. Stânga, stânga! O să cadă după Maxtrax. Stânga, stânga! Dă-i, 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 nu lăsa, dă-i! Stai un pic! Hai, hai, hai! Aia a fost! Gata! Stop, stop! Trage ăsta! Trage, trage! Ce s-a încolăcit? Nu mai, lasă-l, vrei să-l scoatem acum? Da mă, coaie, hai să-l scoatem acum. Nu se întâmplă nimic, nu e nicio problemă. Bă, dar e ok, mă, ce aveți? Nu mai e, mă, dozule. Ia stai. Nu mai, gata, 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 gata. Trage-l. Trage-i. A căzut piatra, nu mai scrieți. Hai la bare. Da, la culina totul să nu pețim. Aceasta a fost aventura noastră de la Comandău, de această dată, zăpadă mare, cum ne-am dorit, dar ne-a surprins. Am avut loc în prima poieniță, lucru pe care nu îl credeam posibil. Toată lumea s-a instalat, ați văzut, Webasto, încălzitoare auxiliare pe motorină în afara mașinii, cu aer în interior, pe apă, toată lumea s-a descurcat, s-a dormit mult mai bine ca anul trecut, chiar și noi am dormit mult mai bine în cele 3 rulote de la FIM. Le mulțumim pe această cale, vă mulțumesc că v-ați uitat până aici, dacă ați rezistat, aveți tot respectul meu. Mulțumim partenerului Motul care ne susține în toate nebunile pe care le facem, toate aventurile cu uleiuri și lichide de cea mai bună calitate. Asta este părerea noastră. Filip, a fost bine, Filip? Foarte mișto. S-a dormit mai bine ca anul trecut? Da. Da? Mai lejer cu căldura. Mai lejer cu căldura, nu? Mai aveam suficiente resurse să stăm încă 2 nopți. Minim. La anul 300%. Păi trebuie. Am zis, am fost fricos, am fost fricos. Da, o să vedeți aventura cu râul, adică ați văzut-o, am uitat că-s la sfârșit. Pa, pa. A, nu uitați, share, like și subscribe. Subscribe-ul este foarte important ca noi să putem să plecăm în cât mai multe aventuri și să vă prezentăm cât mai multe produse pe care noi le testăm în teren de calitate. Cum ați văzut și Maxtrax-urile și așa mai multe tehnici de recuperare, troli, șufe și ocheți. A, vine prea încet, mă, Dani, mereu vine încet. Ia lui, mă? Ia-tași, mă, ia-tași, mă. Ia uite aici, ia uite. Frumos tehnică, da? De profesioniști, mă. Adevărat. Vorbește, mă, frumos, că apar la televiziune. Pe YouTube e voie. E voie? Și la TVR. Da, am găsit ceva. Da, când vorbește doamna Gradea sau cum o cheamă pe aia, nu? Vezi ce bine că ne-am oprit aici? Puteai să urci cu el în roată. Campionat cu aici. Anatole, cum ai făcut legătura dintre troliu și șufăr? Profesionist. Profesionist fără ochet, da? Stai să te văd la ochet. Profesioniștii n-are ochet. N-are, domnule, dacă n-are, n-are. De la ce televiziune sunteți, nu vă sfați? Tele7BC? Dai! Opa! Gata! Stai ușor? Ai lezat-o acolo ca și cum n-aș mai avea nevoie de până. Nu mai ai nevoie, păi ce mai e? Să nu lași după șanț! După șanț îi dai! Nu mai știu însă dacă are spate. Ce-a sărit toată de cură! Nu rămâne.